Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt Ovidiu Ghinea și vă invit să urmăriți o nouă ediție a emisiunii Agricultura la Raport. În această primă parte vom dezbate un subiect care ne privește pe toți: vânzarea terenurilor agricole către străini. Invitații mei sunt domnul Marin Anton, deputat Comisia de Agricultură din Camera Deputaților. Bună seara și bine ați venit, domnule Anton! Bună seara, mulțumesc de invitație! Și noi vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră în platou Agro TV. Și domnul Anghel Constantin, fermier, bună seara și dumneavoastră și vă mulțumesc pentru faptul bună că seara. Sunteți aici alături de noi. Mi-aș permite să începem dezbaterea noastră cu domnul deputat, pe care aș vrea să-l întreb care sunt punctele care ne mulțumesc cel mai mult populația vis-a-vis de legea vânzării terenurilor agricole. E un punct foarte clar. Populația e nemulțumită pentru că terenurile agricole pentru care ne-am bătut de atâtea mii de ani și asta a fost să ne apărăm pământul, ajung în mâna străinilor. Și este simplu și nu știu ce a fost în capul nostru în momentul când s-a votat. La cine vă referiți când spuneți ce a fost în capul nostru? Deputații din Comisia de Agricultură care până la urmă au votat legea 17 din 2014. Bine, era contextul politic atunci la presiunea și la influența domnului ministru din vremea aceea, Daniel Constantin, s-a votat această lege. N-am fost, parcă ne-a luat Dumnezeu mințile atunci și n-am realizat că pământul un bun care ar trebui să rămână numai și numai în proprietatea românilor, niciodată în proprietatea altora, pentru că e un drept de la natură, de la Dumnezeu, să rămână în proprietatea românilor. Astăzi pământul ajunge foarte ușor în mâna străinilor, atât persoane fizice cât și persoane juridice. În Parlament nu s-a făcut nimic. S-a vorbit foarte mult în vara asta și la începutul toamnei despre acest lucru. Nu se face nimic. Sunt câteva inițiative. Sunt două PSD și una PNL, cât și o declarație de intenție a ministrului Agriculturii, domnul Achim Irimescu, că vom schimba legea și vom încerca să punem piedică acestei... Eu vă spun că sunt un tip care trebuie să vă spun adevărul. În actuala legislatură și cu actualul parlament nu se va mai întâmpla nimic. Nimic pentru că deja suntem în precampanie, mâine, poimine, campania bate la ușă, deci rămâne de discutat și de făcut acest lucru în noua legislatură și în nou parlament. Inițiativele legislative depuse astăzi și două, cred, sau trei, căs trei, două dintre ele sunt trecute de senat și se așteaptă în Camera Deputaților, privesc acest termen de preemțiune și condițiile de preemțiune și nu sunt schimbări fundamentale vis-a-vis de schimbarea regimului vânzării terenurilor. Una schimbă ordinea preemptorilor, de la astăzi preemptorii sunt coproprietari, primul preemptor, al doilea arendașul, al treilea vecinul și după aia statul român. Una dintre inițiative se referă să schimbe ordinea asta în sensul că va fi coproprietarul și nu mai fi arendașul pe locul 2, ci va fi vecinul. Da? Vecinul, arendașul și după aia statul român. Cealaltă lege, practic, de dat dreptul, cele două modificări, inclusiv inițiativa liberală, de dat dreptul celor care au avut precontracte. Știți foarte bine, mulți au făcut precontracte. Da. S-au făcut aceste precontracte de vânzare-cumpărare. Legea, când s-a, în 2014, legea 17, a pus la punct o anumită procedură de vânzare a terenurilor către cei care vor să cumpere. Ori toate aceste precontracte care le-au avut înainte de aplicarea legii nu mai erau valabile și cele două alte două modificări se referă strict la a da dreptul preemptorilor din momentul ăla să-și pună în acord și să poată beneficia de ceea ce au cumpărat cu un precontract înainte de a fi dată legea. Domnul Achim Irimescu dorește să limiteze. Are doar la nivel de declarativ și aștept inițiativa dumnealui. Poate da și o ordonanță de urgență dacă vrea să stopeze foarte clar acest lucru. Ca și vânzare de teren să pună o limitare ca persoanele fizice să nu poată cumpăra mai mult de 50 de hectare și e un lucru bun pentru că aici venim, nu o să spunem
persoane fizice străine și va fi și pentru persoane fizice române, să vedem cum se va, ne vom împăca cu acest lucru și cum trebuie să facem în așa fel încât terenurile să rămână la români. Și cam atât, cam asta este situația la zi, la ceea ce s-a întâmplat în vara acestui an, când toată lumea s-a hotărât că este necesar schimbarea legislației și terenul să vină la români, și ce e și momentul de astăzi. De astăzi în rest, adică nu s-a făcut mai nimic. Am înțeles. Ca să spune lucrurile pe nume. Vreau să aflu și părerea domnului Angel, dar după ce anunț mai multe adrese unde telespectatorii noștri sunt așteptați să intre în dialog cu invitații mei, ne puteți suna la 031 405 2800 și puteți dialoga cu cei doi invitați de-ai mei. De asemenea, o puteți face pe Facebook la AgroTV-Agricultura la raport sau pe Skype la AgroTV. Sunt adresele la care noi vă așteptăm să ne contactați și să le adresați întrebări sau să vă spuneți opinia vis-a-vis de cele discutate aici la Agricultura la raport. Până atunci aș vrea să știu părerea domnului Angel. Da, legea 17 chiar a creat ceva perturbații și una dintre problemele care a ridicat-o și domnul deputat este cu acest, cu precontractele încheiate înainte. Legiuitorul n-a avut în seamă, așa când s-a făcut inițiativa legislativă de modificare a legii, ce se întâmplă cu aceste contracte. Iar acolo s-a fost dat un termen care a lăsat loc de ambiguitate încât nici notarii nu știa ce să se mai facă. Care ar fi imperfecțiunea legii? Deci m-aș referi odată la preemptori. Când s-a referit la preemptori, s-a referit numai la arendași. A uitat că mai există o categorie, societăți agricole, care și ele ar putea să cumpere pământ în ideea de a nu se desface aceste societăți, sau așa cum se întâmplă și la acolo. În doi, privind, noi am avut șansa la Comuna Independența să nu avem pământ încă cumpărat de străini, deocamdată încă. Să le spunem telespectatorilor că vorbim despre Independența de Călăraș. Independența de Călăraș, pentru că sunt zone unde s-a pus o mare presiune privind vânzarea, cumpărarea terenului de către străini. O altă imperfecțiune a legii a fost și acel aviz care trebuie luat de la MAPN, nu am înțeles. Am înțeles care este oferta, că oferta se depune la primărie. Rar am văzut să se întâmple să depună singur vânzătorul, să-și depună oferta, să aștepte un cumpărător, un potențial cumpărător care să poată să-i cumpere pământul. Mai rar am văzut lucrurile acestea. Deci ceea ce înseamnă din punctul meu de vedere, pentru că este o întârziere a vânzării între două persoane care se face vânzarea. De ce ridic acest lucru? Toți cei care vor să vândă, vând pentru anumite constrângeri. Adică vrea să-și vândă în momentul care are nevoie de bani. Și el vrea banii imediat. Nu să aștepte o lună ca să fie oferta, mai așteaptă încă o lună de zile să vină avizul de la MAPN. Până la urmă se supără cel care vinde pentru că el își dorește să rezolve problema. Adică chiar unii dintre cetățeni au făcut comparație, domnule, știu și cum vându mașina. Vreau să-mi vândați mașina pentru că vreau să-mi iau chiar astăzi banii. Cam aici ar fi problema. Limitarea, inițiativa aceasta de 50 de hectare pe care spune domnul deputat, am citit-o și eu, totuși rămân surprins ce se întâmplă cu arendașii care au terenuri și se blochează numai la 50. Stau și mă gândesc ce condiții vor gândi, ce fel de subterfugii ca să cumpere suprafețe mai mari. Adică trebuie văzut și trebuie reglat, dar așa natura, adică modificările la lege trebuie să făcute corect. Trebuie să făcute niște modificări care într-adevăr să ajute. Aici sunt și eu de acord, o să zică lumea că sunt naționalist, dar sunt de acord cu domnul deputat. Și nu e rău, păi nu e rău. Eu sunt de acord cu domnul deputat, într-adevăr, pământul trebuie să rămână la români, sau bătura ăștia ai noștri mereu cu turcii să nu ne ia pământul și acum al domnului de bună voie și ne siliți de nimeni. De când ne știm facem asta. Eu am văzut, eu am fost în Republica Moldova, la Chișinău, să văd niște livezi anul ăsta. Și trebuie să spun că, uite, și Republica Moldova a rezolvat acest lucru. Pământul rămâne numai moldovenilor. Nimeni nu au drept de proprietate asupra pământului decât moldovenii. Cine vrea să investească în Moldova, în agricultura moldovenească, și am văzut, să știți, investiții în livezi și în vie, lângă Chișinău, investiții absolut superbe, dar făcute. Nu știu de unde au avut banii, nu vreau să spun prea multe despre acest. Ba, pot să spun că nu, până la urmă nu. Veneau diversi din afara, din spațiul est-sovietic, Ucraina, Rusia, veneau cu bani, cu sacoșile de bani, dar cei care investeau acolo erau moldoveni. Pe
pentru că ei dețineau terenul. Și nimeni nu putea să facă nimic în Moldova, în agricultura moldovenească, decât prin oamenii și locuitorii și vechii moldoveni, vechii slujbași, fermieri ai satului, vechii țărani ai satului. Asta e. Au rezolvat un lucru foarte bun. Să știți că nici în Austria, dacă vă duceți astăzi, sau în Germania, sau în Franța, unde vreți să mergeți dumneavoastră și spuneți că sunteți un om foarte tare și vreți să luați pământ, o să vă loviți, că teoretic puteți, dar practic nu o să realizeze niciodată nimic. Există acest... Noi nu am reușit niciodată să ne stăpânim și să ne protejăm proprii oameni, să ne protejăm pământul. Nu reușim. Noi, la noi totdeauna, dacă stai puțin și spune, ce, domnule, trebuie să vindem, că suntem Uniunea Europeană, am intrat în Uniunea Europeană, trebuie să ne supunem regulilor Uniunii Europene. Nu. În Uniunea Europeană sunt atâtea state care sunt membre ale Uniunii Europene, care în țara lor protejează în primul rând oamenii din țara lor și nu protejează pe alții. Noi nu reușim acest lucru. Noi totdeauna stăm în genunchi în fața Uniunii Europene. Nu suntem în stare să tratăm, nu suntem în stare să negociem corect pentru fermierii români, pentru români. Aș vrea să le reamintesc telespectatorilor noștri numărul de telefon unde ne pot suna, 031 405 2800. Ne pot contacta de asemenea pe Facebook la AgroTV-Agricultura la raport sau pe Skype. Vreau să știu părerea celor care ne privesc vis-a-vis de acest subiect și de temele pe care urmează să le abordăm în cadrul emisiunii noastre. Până atunci aș reveni la domnul Angel, pe care aș vrea să-l întreb dacă știe cât pământ s-a vândut până acum. Dacă aveți așa o statistică. Unde? Sau... La nivel de... La nivel de țară, dacă... Nu, la nivel de țară nu. Anton, aveți nimeni, o evidență? Nimeni nu știe în țara. Am pus întrebarea asta de multă vreme. Nimeni nu știe în țara asta cât... întrebarea... Sunt două întrebări foarte, foarte clare. Cât pământ agricol din cele 9 milioane și de hectare agricole sunt în proprietatea străinilor, că da, diferența e clară, cât pământ agricol este lucrat de firme cu capital, adică nu, cu acționaria străin, și dacă avem aceste două situații, după aia mai putem discuta. Dar în primul rând, aceste două lucruri ar trebui imediat clarificate de Ministerul Agriculturii. Nu mai putem face aceste lucruri pentru că la nivel de organizare a Ministerului, direcțiile agricole care erau responsabile cu tot ce se întâmplă în județele respective, nu mai au aceste situații, nu mai monitorizează activitatea din teritoriu și de aceea... Nu mai au personal, nici competențe. Probabil că vom afla după cadastrarea terenurilor agricole, atunci da, vom ști. Exact. În orice caz, sunt foarte multe terenuri în Banat care sunt în străinate și eu, dacă mă întrebați o opinie, dar este doar o opinie personală și nu este fundamentată de cifre, foarte mult teren acolo, în proporție mai mare de 50%, e lucrat și proprietatea altora și în special italieni, și în sud veți găsi și chinezi, foarte mult, cu foarte mult pământ, veți găsi și libanezi, veți găsi și alte popoare care lucrează, care nu prea au tradiție în agricultură. Știu că în zona aceea de vest terenurile sunt mult mai scumpe decât în partea asta de sud. Aveți așa o statistică, știți? De ce mai scumpe? Așa se vând către... Nu se vând. Românii vând terenurile cu puțin bani. Cu cât adică? Acum, din știința mea, se poate un hectar între 3.000 și 5.000 de euro un hectar agricol care nu are trecere în... Nu e foarte bun. În ce zonă? 3.000, despre ce zonă vorbiți? Jura de sus. Și în Banat la fel. Nu e. Cine vrea să cumpere? Unde ai teren comasat, unde ai sole mari și ceea ce vinzi înseamnă sute de hectare sau chiar zeci de hectare, înseamnă un atu și o posibilitatea de a crește prețul. În momentul când vinzi 100 de hectare comasat, s-ar putea să iei mai mult decât 5.000 de euro pe hectar.
cât e un teren bun astăzi. Domnul deputat, cer scuze că vă întrerup, o avem alături de noi prin telefon pe doamna Maria din Timiș și poate ne răspunde și la întrebarea asta cu cât se vând terenurile în zona Banatului. Sărumile, doamnă, bună seara! Bună seara! Păi, domnule, terenurile vândute, ce mai vreți să mai vindeți? Că sunt vândute. Cu cât se vând? Cu cât se vând la dumneavoastră? Păi depinde, 2.000, 3.000. E bătaie de joc la noi de teren. Doriți să ne adresați o întrebare, să trageți o concluzie? Păi, să fac o observație, să că domnii spun că stopează vânzările. Păi terenurile aici sunt cam vândute. Ce să mai vindem? Poate ne răspunde domnul deputat cum pot fi recuperate terenurile agricole vândute, dacă există posibilitatea asta într-un fel. Cu picioare nu mai putem merge pe ele, că na, întotdeauna există soluții, dar nu mai... animalele, nici poveste. Am înțeles. Da. Bine, doamnă, vă mulțumim. Mult, o seară bună. Sărumine, seară bună și dumneavoastră. Ia auziți ce vă întreabă doamna domnul deputat. Păi întreabă corect. Ce să mă întrebe ce am spus înainte, că știam lucrul ăsta. Mai putem recupera terenurile astea vândute către străini? Mai există vreo posibilitate? Dacă statul român dorește, le recuperezi imediat. Cum? Găsești metode. Ce credeți că... Nu, exact cum... Nu mă apuc eu să vorbesc acum, dar să fiu eu... Dar apucați-vă, că de asta v-am invitat. Nu, că sunt lucruri care se spun, și lucruri care nu se spun. Și mai mult se fac. Să fiu eu ministru agriculturii și vă spun eu că pe un mandat, da, se va da de lucru și la avocat. Pe un mandat întreg nu mai e, nici nu trebuie. Doar să am legislație pusă puțin la punct și după aia îți rezolvă problema. Poate să vrei. Numai că noi vă repet, că de-aia admiram spiritul naționalist al domnului Angel și nu e o rușine. Poate să fii puțin, să ai sânge în tine și să-ți dorești ca românul și românii să fie proprietari și cei care lucrează terenurile în țara lor. Dacă îți dorești în lucrul ăsta un mandat în timpul unui mandat de 4 ani, lucrurile se pun la punct urgent. Domnul deputat, domnul Angel, ca să puteți să faceți asta, da, trebuie, deși sunteți ministru mâine, trebuie să faceți dumneavoastră inițiativele legislative pentru a se lua pământul. Facem un exercițiu de imaginație și noi vă investim în funcția asta de ministru acum, în timpul emisiunii. Doar atât, pe durata emisiunii. Dar teoretic, numai teoretic vă investim, că practic n-avem cum. N-avem nicio putere. Da, suntem prea micuți. Statul român are atâtea pârghii, pentru că e stat. Are atâtea instituții ale statului care pot controla și pot verifica diverse modalități de cum s-au înstrăinat pământul în România. Și în momentul ăla, vă dau un exemplu. În momentul ăla, cred că mai mult de jumătate din pământurile înstrăinate sunt rezolvate. Domnul Angel, la dumneavoastră cu cât se vinde terenul? Deci terenul se vinde în jur de 5.000 de euro. Dar ceea ce se vinde... Asta e preț maxim? E preț maxim, dar ceea ce vorbim de terenuri de 1 hectar, de 2 hectare, deci de nu de terenuri comasate. Deci asta unul de 1 hectare. Probabil de-aia nici nu vin străinii acolo unde sunt terenurile, unde ele sunt fărămițate și e cu 1 hectar 2. Ei dorește să cumpere 50, 100 de hectare, 200 de hectare. Va fi greu pentru că legea 17, eu mă așteptam să vină când s-a făcut inițiativa legislativă, să vină și ce se întâmplă cu a putea comasa terenurile, cu schimburile de terenuri, pentru că, practic, prima lege de vânzare a terenurilor era o lege privind schimburile de teren. Până nu va fi o lege de schimburi de teren să putem să comasăm, va fi foarte, foarte greu. Însă, interesant este de spus, pentru că în ultima perioadă am văzut, față de anul trecut, dacă iau în comparație, ce mai cumpărăm și noi la societatea agricolă, au crescut vânzările, s-au dublat vânzările. Ceea ce înseamnă că există sărăcie la sate și oamenii vândă terenul. Și unii au nevoie, necesități urgente. Și mai un lucru, satul românesc îmbătrânește. Îmbătrânește, pentru că ăsta e un motiv pentru care oamenii vând. Nu, fiind îmbătrânit satul românesc, proprietarii de terenuri de acolo nu au posibilitatea să facă agricultură performantă, nu sunt ajutați în niciun fel. Nu sunt ajutați în niciun fel. Noi nu încurajăm fermierul român. Nu încurajăm, noi încurajăm orice în afară de fermier român. Și oamenii cu terenuri puține și care ajung la o anumită vârstă, care sunt pensionați și nu-și mai doresc, fac în așa fel încât să scape de terenuri și fac o mare greșeală și vând. Haideți să-l ascultăm și pe domnul Adrian din Cluj. Bună seara! Bună seara, domnul Ghinea! Am mai vorbit cu dumneavoastră săptămâna trecută când i-am pus o întrebare domnului Nicușor Șerban. Sunt tânăr fermier de la Cluj.
Da, să-l întreb pe domnul deputat, că mă uit la dumneavoastră acum la emisiune. Mulțumim frumos. Dar voie să vândă pământ străinilor și noi, tineri fermieri, nu ne ajută statul cu nimica. Mulțumesc. Cu cât se vinde la dumneavoastră hectarul? În zona 2000 dumneavoastră. 2.000-3.000 de euro în zona Clujului. 2.000-3.000? Teren de agricultură, de făcut agricultură. Am înțeles. Vă mulțumesc. Și noi vă mulțumim. Vă mulțumim frumos. Eu sunt de acord că dacă m-a întrebat bine și bine că am spus înainte, că dacă spuneam acum, v-am spus că nu sunt ajutați deloc și mai ales este programul tânăr fermier acum prin AFIR care teoretic încearcă să dea de lucru tinerilor care vor să ocupe la sat, dar dacă vă uitați câți oameni aplică în tânăr fermier, o să vedeți că nu aplică din cauza procedurilor extraordinar de greoaie și din cauza faptului că oamenii, tinerii, efectiv, nu au bani. Și dacă nu le asigur cofinanțarea în proiecte, nu reușesc acest lucru. Sunt din primul contact care le au cu instituțiile statului, sunt atât de rapid respinși, pentru că în loc să fie aduși și, cum să zic, încurajați să facă acest lucru, în momentul când au dorit să aplice în tânăr fermier și să întoarcă la sat, nu au decât de suportat indolența funcționarilor din diverse structuri ale statului român, birocrația extraordinară și lipsa de finanțare și de... Păi unde se duce un tânăr? La ce bancă se ducă? Că în momentul în care te duci la bancă, sistemul bancar din România îți spune imediat întrebarea cu ce garantezi. Că se garantezi cu afacerea niciodată. Chiar dacă sunt proiecte în România care sunt pe fonduri europene aprobate. Și în mod normal, v-am mai zis eu la emisiunea asta, în Polonia, în momentul când dai un proiect european, și doar de proiectele europene, e bancă specializată, încurajată, banca agricolă de acolo, care te duce, îți dă, automat, spune cât ai semnat cu Uniunea Europeană, cât e proiectul. 1.000.000 de euro. Ia 1.000.000 de euro pentru 500.000 pentru partea care vine de la Uniunea Europeană, 500.000 pentru tine și mi-a înapoiez în 25 de ani. Păi cum să nu se ducă? Să duc tinerii fermieri să lucreze acolo. Pentru că primesc 1.000.000 de euro în cont, imediat ce proiectul se pune pe picioare, 500.000 banca primește de jumătate, îi primește de la Uniunea Europeană, urmând ca jumătatea cealaltă să o dea la o dobândă foarte mică, pe un termen foarte lung, după un plan de afaceri care este... Mergeți în România. Dacă îmi găsiți o bancă, una, care face, nu la 2%, cât e, că în mod normal ar trebui fiind... Dar mă rog, 2% să aibă dobânda. Nici măcar la dobânzile lor enorme, peste 8%, nu vine nimeni și face acest lucru, că își cere extraordinar de multe garanții. Vrei împrumut de 10 lei, trebuie să dai garanții de 20 de lei. Și tinerii, cum era domnul de la Cluj, nu au nicio șansă, pentru că statul român, domnul Anton, problemele astea sunt cunoscute nimic de către fermieri. Cum îi ajutăm? Asta e problema la noi. La teorie stăm foarte bine, practica ne omoară. Haideți să-l ascultăm și pe domnul Marinescu din Vâlcea să vedem ce are să ne spună. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm, domnul Marinescu. Domnul Ghinea, tot respectul pentru dumneavoastră. Mulțumesc frumos! Am rugămintea. De exemplu, acum aveți pe ecran vânzarea terenului agricole către străini. Da. Domnul Anton bate câmpii. Vorbește despre altceva și bine ar fi să nu-l mai invitați. Dar puneți întrebarea atât invitatului celălalt a dumneavoastră și cei care vin să se prezinte ce a lucrat în ultimii 5, 10, 20 de ani, ce teren deține și ce lucrează efectiv. Păi dânsul știu, e în Parlament, știm ce a făcut, ne povestește povești. Sunteți, dacă eu vă povestesc povești, înseamnă că n-ați participat la emisiune și dacă aveți posibilitatea, luați-o, că eu ce v-am povestit aici n-a fost nicio poveste, a fost crudul adevăr. Dumneavoastră sunteți... Acum eu am oprit televizorul. Vă rog. Sunteți și primar, parcă, nu? Eu primar? Nu, ați mai fost odată la emisiune. Dar n-am fost niciodată primar.
Bun, aveți fermă? Am ferme. Ferme? Oh, da. Bun. Și câte hectare lucrați? Lucrez aproximativ 2000 de hectare în cultura mare, 40 de hectare de vie și 60 de hectare de livadă. Domnule, să vă dea Dumnezeu sănătate, sunteți într-adevăr un fermier. Pe mine m-ar interesa cum ați reușit, le aveți în proprietate, cât aveți în proprietate? Via și livada sunt proprietatea familiei, din cultura mare 20% din suprafață e proprietate. Dom'le, sunt de acord cu dumneavoastră, n-am văzut de la început emisiunea și e posibil să vă fi confundat. Știți? Aș mai putea pune o întrebare, dar nu, pentru suprafața vă rog. Pentru suprafața asta, ați lucrat și înainte de 89 în agricultură? Nu. N-am lucrat înainte de 89 în agricultură. Am lucrat din 1997 în agricultură. Adică lucrez. Am început în 1997 și am început să lucrez cu 150 de hectare. Am mărit din aproape în aproape și am investit. Și înainte de 89 ce ați lucrat? Poftiți? Înainte de 89. Eu sunt inginer chimic și am lucrat în Danubiana, București. Fabrica de anvelop. Mai unde aveți fermele astea, sunt la părinții dumneavoastră? Și la părinții mei. Cu atât mai mult respect am acum pentru dumneavoastră. Să știți mulțumesc, că... Domnul Anton... Să știți că același respect trebuie să-l aveți și pentru domnul Anghel, că e un fermier cu ștate vechi și cu rezultate deosebite. Și nu o spun domnul eu, Anghel, o spun oamenii care și agricultură și înainte de 89. Și a lucrat și înainte de 89, dacă asta... Care Anghel? Care Anghel? Cel de-al doilea invitat al meu. Păi nu e domnul Anton? Am doi invitați în seara asta, pe domnul Anton și pe domnul Anghel. Păi bine? Nu, pe domnul Anghel îl respect de ce mi-a povestit până acum. În regulă. Mulțumim mult de tot și sănătate, rămâneți sănătate alături de noi. Sănătate, numai bine. Luăm o scurtă pauză și revenim apoi la dezbaterea noastră.